În seara de 7 decembrie, Andra a susținut concertul vis de Crăciun la Bacău, la Teatrul de Vară Radu Beligan. Biletele s-au epuizat foarte repede de la anunțul concertului, astfel că sala a fost plină. În cadrul concertului, alături de artistă, nenumărați cântăreți au performat. Monica Angel, Sore, Eva Măruță, fiica artistei, dar și Ducu Berți au urcat pe scenă rând pe rând alături de artistă. În această perioadă magică a sărbătorilor, aducem colindele aproape de sufletele voastre, într-un turneu de neuitat. Vis de Crăciun printre invitați, inegalabilul Ducu Berți, un artist care a transformat simplitatea și căldura colindelor într-o adevărată artă. Vocea sa inconfundabilă și spiritul autentic vor face ca fiecare moment să fie cu adevărat special. Hai să colindăm împreună și să simțim magia sărbătorilor alături de cei dragi. Stea strălucitoare, a transmis Andra, aseară, la concertul din Bacău, un moment special a avut loc. Andra a coborât de pe scenă și a cântat printre spectatorii ei de la concert. Un bărbat din public i-a sărutat mâna, iar apoi nenumărați copii s-au apropiat de ea și au îmbrățișat-o. Cântăreața nu a fost deranjată, dimpotrivă, i-a îmbrățișat pe toți și s-a bucurat de moment. Sunt atât de bucuroasă să văd cum, la turneul meu de colinde, familiile vin împreună și își aduc copiii să simtă magia muzicii. Inima roșie îmi place să-i văd pe cei mici descoperind colindele. E așa frumos când muzica ne unește pe toți. Crăciunul e mai frumos când îl trăim cu cei dragi. A transmis Andra despre întâmplarea specială de la concertul de aseară. Recent s-a aflat adevăratul motiv pentru care Andra își dorește să slăbească. Vedeta a ajuns la nutriționist pentru că își dorește să slăbească. Pe Instagram, artista și-a anunțat admiratorii că nu va apela la diete stricte și nici nu va ține cont de numărul caloriilor. Dragii mei, am fost recent să vorbesc cu un nutriționist, care mi-a explicat că reeducarea alimentară înseamnă sănătate, nu diete stricte. Nu mă veți vedea numărând calorii, dar sigur mă veți vedea adoptând un stil de viață sănătos, perfect pentru ritmul alert în care îmi trăiesc fiecare zi, a spus Andra. Totodată, a și mărturisit motivul principal pentru care vrea să dea câteva kilograme jos. Nu e o dorință de a arăta bine, pentru că sigur că există asta. Ca și femeie îmi doresc să arăt bine, să încap într-o rochie cu măsura mai mică, sunt dorințele astea. Dar în ceea ce mă privește, sănătatea este pe primul loc. Dacă sunt sănătoasă, pot să-mi duc la bun sfârșit toate proiectele, a mai explicat ea. Fanii au și reacționat, mulți i-au făcut complimente. Arăți bine, Andra. Noi te iubim oricum și important e să fii sănătoasă. Trăim într-o lume superficială, unde oamenii cumpără după ambalaj în loc să aprecieze interiorul fiecărui om sau chiar produs în general. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.